Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi o să facem un filmuleț despre ce stropuri trebuie aplicate la roșiile în solar. Să începem cu primul tratament, Crop Max plus Topsin, pentru creșterea plantei și manei. Se aplică 10 ml la 10 litri de apă plus o linguriță de Topsin amestecate foarte bine. Tratamentul 2 după 7 zile, laser 240, generația 9 pentru musca minieră și tripsul californian. Tratamentul numărul 3, după 7 zile, cabriotop, două linguri, amestecate bine la 10 litri. Tratamentul numărul 4: după 7 zile aplicăm foliară CropMax 10 ml la 10 litri. Tratamentul numărul 5: după 7 zile aplicăm laser 240 pentru trips și musca minieră. Tratamentul numărul 6: după 7 zile, actara pentru musculița albă sau musculița verzii se mai numește ea. Tratamentul numărul 7: după 7 zile, pentru mană, aplicăm cabriotop. Tratamentul numărul 8: aplicăm laser 240. Pentru trips și musca minieră. Aceste tratamente puteți să le faceți și la un interval de 5 zile. Dar în carte scrie foarte clar 7 zile. Eu vă recomand la 5-6 zile tratamentele. Vă urez succes! Și si dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să vă abonați sau să sa distribuiți.